autobuzul în care se aflau între 25 și 30 de călători se deplasa în direcția Mărășești-Areni. A traversat intersecția de la Nordic, lovind un alt autoturism care staționa la semafor, a sărit peste bordurile unui trotuar, a trecut prin parcul de la Nordic și apoi s-a izbit violent în peretele farmaciei. Imaginea de coșmar i-a înspăimântat petrecători care au sesizat poliția și inspectoratul pentru situații de urgență. În jurul orei 18:25, un autobuz de transport în comun a părăsit carosabilul și s-a oprit în afara părții carosabile într-o farmacie. Până în acest moment a fost transportat la spital doar conducătorul auto, care a suferit leziuni în urma accidentului. Urmează să desfășurăm cercetări pentru a stabili cauza accidentului. În câteva minute, zona a fost împânzită de curioși. Martorii accidentului povestesc că șoferii și-au dat seama că ceva este în regulă cu autobuzul înainte ca acesta să ajungă la semaforul din intersecția Nordic. De două ori s-au oprit la semafor, când m-am uitat în față, nu circula nimic, de ce nu pleacă autobuzul? Și-au dat la semafor, pe banda a doua, au început să împingă alte mașini pe banda a doua, i-a rupt oglinda și a zgâriat-o, și odată oamenii au început să strige. Țineți-vă bine că s-a făcut rău la șofer. Au început stare autobuzul, m-am trezit pe ăla. Cum s-a petrecut accidentul? În jurul orei 18:15, coboram Mărășeștiu. Aveam un autobuz în față, mi-am dat seama la un moment dat din conducerea autobuzului că ceva nu este în regulă. M-am gândit pe moment, ori șoferul este beat, ori este rău. Am încercat să trec în fața lui, am reușit, m-am oprit la roșu, oprise și el. Am coborât din mașină, am realizat că nu este în regulă. Am făcut apel către ceilalți șoferi să urce în autobuz. Opinia publică suceveană, acum pot să spun că lasă de dorit, n-a reacționat nimeni. Am urcat în mașină în speranța că poate se vor rezolva problemele. La un moment dat, soțul meu din partea dreaptă l-a văzut pe oglinda laterală și mi-a zis: accelerezi sau tragi stânga că intră în noi. M-am împins cam un metru și ceva, m-a dat la o parte și accelerând a intrat în farmacie. Accidentul s-a produs din cauza șoferului autobuzului, care a suferit un accident vascular cerebral în timp ce se afla la volan. La unitatea de primire la urgență s-a prezentat un număr de 4 victime al unui accident de circulație. Din cele 4, doar o singură persoană este în stare influențată, aș putea să spun, în urma traumatismului. Practic prezintă un traumatism craniocerebral, o contuzie craniană cu o contuzie toracică. Momentan pacientul este stabil. Probabil în urma tuturor investigațiilor se va hotărî internarea în anumită secție. Se presupune că ar putea fi un accident vascular ischemic sau o suspendare temporară a cunoștinței. Probabil fiind și cauza care a dus la accidentul de circulație. Autobuzul a fost recuperat de societatea de transport public local cu ajutorul echipelor de descarcerare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Operațiunea a fost urmărită cu atenție de 10 de suceveni adunați la locul impactului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava a intervenit inițial cu modulul SMURD pentru a descarcera șoferul. Șoferul a fost transportat mai apoi cu ambulanța la Spitalul Județean, după care am intervenit cu descarcerarea grea pentru a ridica autovehiculul și pentru a putea fi tras de către celălalt autobuz de pe locul în care se află acum.